Părut foarte interesante. M-am bucurat când am... De fapt, a fost o mirare pentru mine când mi-am văzut Botoșani în oraș verde. Inițial nu aveam nicio idee. Am fost, m-am documentat și mulțumesc și doamnei Dana Boariu pentru că cu ajutorul ei am putut găsi acest subiect. Veți vedea despre ce e vorba, veți vedea ce am ridicat, ce am vrut să spun prin reportajul nostru. M-am bucurat foarte mult că am avut-o pe Lucia în echipă cu mine, pentru că la început toate, da, pe Lucia, că toată lumea o vrea pe Lucia și chiar m-am bucurat foarte mult că am avut-o pe Lucia în colegă cu mine. Și data viitoare o să dăm și mai mult și îi felicit și pe cei de pe locul întâi și pe cei de alți reporteri bas, pentru că știu că toți au implicat foarte mult în acest concurs. Lucia, vreți cu ceva? Acest concurs mi s-a părut foarte interesant, deoarece mulți dintre noi au putut să ne arătăm ceea ce putem și cred că dacă unii nu au luat locul întâi sau locuri mari, pot lua altundeva, în altă ocazie, pentru că știu că toți s-au implicat, pentru că sunt colegii noștri și îi susțin foarte mult, pentru că știu că toți au simțit acea emoție cum am simțit-o și eu înainte de a se da locurile și felicitări tuturor! Mulțumim frumos, cred că au spus totul. Felicitări încă o dată și să nu fiți supărate. Data viitoare să munciți puțin mai mult. Poate ați avut o zi mai puțin bună.